lucrările ședinței ordinare de astăzi. Dacă sunt ceva probleme la procesele verbale anterioare care trebuie să le supunem la vot. Dacă aveți ceva. Dacă nu sunt, atunci supunem la vot procesele verbale. Cine este pentru? Foarte bine. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Comportate cu dispozițiile articolului 34 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001. Vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 29/1/2019, ora 13, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019. 2. Diverse. Dar supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Dăm cuvânt. Proiectul privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019. Asta se referă la legea a legii 416/2001. Discuții. Discuții pe marginea punctului. Cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu se înscrie nimeni, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Trecem la debiți. Închide, este revizie de suntem așa. Început de an am avut multe puncte. O să fie una, dar revenim cât mai multe. La diverse. Cine se înscrie la cuvânt la diverse? Doamna Vasilica. Da. O mai fost la discuția și de Consiliul Local cu copiii ăștia care nu sunt în zonă, care nu stau aici și plătesc validitate. Eu chiar acum vin de la casă. Și apar și pe anul trecut cu două persoane și pe anul ăsta cu două persoane. Fata mea nu este acasă. Nu pot să fac dovadă. Donarea apartamentului în Bacău ca să fie proprietar. Ca să... N-am de unde să fac adeverință că ea nu face cu noi aici. Numai că nu este aici. Ideea este așa, că ar trebui cumva, păi, nu știu, care în situația mea și mai sunt ca mine sudii. Așa. O declarație proprii răspunderii sau ceva genul ăsta. Domnule, declar proprii... copilul meu nu stă aici. Și dacă nu stă, să nu plătești. Cum să-ți vină să plătești pentru cineva care nu face cu noi și nu stă aici? Că nici nu poți face dovadă cu act, nici de la școală nu am putut aduce adeverință. Că nu stă în comună, nici că de la unde lucrează nu pot face dovadă. Trebuie găsit o metodă că nu se poate să plătești că nu stă. Clar, logic. A mai fost discuția odată și am zis că nu. Cum? Nu stă nici de la școală. Dar eu am fost la doctor Alexandru și n-am văzut ce să iau. Nici la directoare m-am dus și o să nu spate, doamnă. Ce ceri din asta? Nu spate așa ceva. Deci la asociația de locatari nu lucrești? Asociația de locatari dă doar la proprietari. Care are actul proprietate pe unde stă. În rest, singura soluție este adeverim, adică cum se cheamă? Declarați proprii răspunderi. Nu stă, nu locuiește, declară proprii răspunderi. Dacă îl găsești acolo pe copil sau pe om, sau ăla care declară că nu are decât o persoană și nu cinci, să-l pui la plată. Dacă nu găsești, nu-i, ce rost are să plătească? Problema aia, sunt mulți plecați. La liceu, la... Da. Chiar și în afară. Începând de anul ăsta, am aprobat în decembrie, sau anul ăsta. Și aia îți plătești pe tonă. Pe cât gunoi ducem la groapa de gunoi. Nu o să fie pe persoană. La noi calculele sunt făcute din la lesele, da, la recesământ. La recesământ. Când o să fie trei în familie, că nu cât cu noi, dar e atâta plătești. În Comuna Balcani, lunar, se adună cu noi de noi pe mașină, 10 tonă, 120 tone de gunoi. Ăsta trebuie plătit. Da. Trebuie plătit. Dacă nu plătești, trebuie duci la altul. De asta am zis că plătim noi diferența aia. De asta s-a ajuns la chestia asta cu blocajul din a veni mașina unde la... Și nici nu cred că vine nici unul care până nu se clarifică trebuie. Deci gunoiul ăsta, 120 tone, trebuie să-l plătim de undeva. Că sunt 10 în casă, că sunt 3, că 4. Am cereri care-s plecați la liceu. Dar nu a venit niciunul cu cereri în vacanță când vin două luni să vină, au venit elevii din la liceu, băiatul meu a venit la liceu, vreau să plătesc gunoiul, n-a venit nicio cerere. Așa. Plus de asta, dacă e plecat la Bacău, trebuie să aibă domiciliul flotant acolo, o viză pe buletin, că stă acolo.
Dacă nu are viză, înseamnă că locuiește pe raza Comunei Balcani. Asta e. Da, ce îi mai dorește domnul Ungureanu? Pentru că a anunțat o primar că nu a venit gunoiul, da. Trebuie găsit o modalitate totuși să anunțăm populația. Eu ieri am fost pe teren. O înșelat câini, o... Știu. Ar trebui fiecare să autosesizeze, să-ți duc gunoiul la voi. Și da, să se implementează situația. Îl duc în saci și o tras câinii de el și l-au prășiat. Că... Trebuie căuta și eventual obligați cei care... L-au dus să-l strângă. Nu vorbiți cu oameni, da. Au fost ieri, înțeles, mai ales partea schimbului majoritate, au înțeles, în cartier mai puțin. În cartier, să duci cartea de gură la patiat? Păi pe ea pune și pătea să tu cu dăi în gura mamilor. Păi asta, dacă ei au toni la poartă. Am înțeles, da. Da, haideți, când am înțeles. Asta e. Ce ne mai dorești? Trebuie plătit cu noi care luat din comun. Cineva trebuie să-l plătească. Nu locuiește acolo, nu știu, care nu stă acolo. Eu plătesc porția mea de gunoi. Dacă copilul nu stă, nu face de un leu gunoi. Nu dau bani aia. Poftiți. Cum că am venit, mai sunt sute. Da. Sunt. Sunt lumea. Plătit 60% plătit din populație s-a care a plătit gunoi la noi în comun. Diferența trebuie pusă de undeva. Mașina nu vine pentru trei persoane care plătesc și pentru la noi. Dacă vine, vine pentru toți. Da, domnule, referitor la ce a zis doamna consilier Vasilica, are perfectă dreptate și trebuie făcut ceva în sensul ăsta. Tot a fost problema de gunoi, am trecut la Rățem, este un container, cât e în el, atâta și pe afară. Hai să punem băieții de la ajutorul social măcar să facă ceva cu gunoiul ăla, e jale, acolo am trecut. Mă dinduce. Deci, de 3 ani de zile, când ești consilier local, și mulțumesc, ai ajutat foarte mult, vin cu probleme, hai să faci mai, dă-mi o soluție că eu fac, de câte ori am cu soluții. Eu fac, găsesc o soluție și cu gunoiul ăsta. Le-am dus astăzi, mâine se umple înapoi acolo. Am poliția locală, toți patru sunt pe drum. Poliția de stat, așa, sunt pe drum. Doamne, vorbiți cu oameni, nu mai duceți gunoiul până îți clarifică la treaba. La Balcani am văzut că s-a făcut treaba, s-a remediat. Nu, dar pun tractoarele, pun mașinare, iau odată, îi depozitez undeva, o să vină ăștia de la mediu, o să-mi pun amendă. Asta e chestia. E adevărat exact ce spune acolo, că avem datorii 141 de miliarde de mii de lei. Un miliard 400, da. Asta e surplusul ăla de la groapa de gunoi. Noi la Rompres nu avem datorii. Suntem pe la Rompres, da. La groapa la Ecosud, ăla sunt datorii. Deci datoria care s-a acumulat acolo s-a împărțit pe toate comunile. La numărul de alimentări, de cetățeni. Deci chiar dacă s-a plătit, nu mai pus un surplus în plus. Am înțeles. Acum am văzut că luni avem iar pe vin, pe întâi, când întâi. Bine, deci tot județul, nu-i la Balcani. Ceva trebuie să întâmple. Și problema mai mare de la orașe. Oneștiu, Comăneștiu, Dărmăneștiu, Mâineștiu, care n-au plătit. O orașă de 3 milioane de lei. Păi de ce au plecat toate? Și primăriile, majoritatea, când au plătit oamenii. La noi 60% o plătim gunoiul. Dar dacă te duci pe teren, este gunoi când treci și mașina. Acum să vezi cât s-a cu gura de cei, dar plătim și noi gunoiul. Dar nu, sunt mulți care nu au plătit. Dacă ar plăti toată lumea, să achităm și noi. Dar ți-am zis, noi la vreun preț nu avem datorii. Când ai posut, la stația mine, s-o dat. Da, nu trec la obiectivul meu. Chiar dacă avea rugămintea să facem ceva și cu oamenii ăștia, că-s bătrâni, cu focul, n-au căzură la țitezare, la Rățel și la... și în cartier aici, la Frumoasă. Eu înțeleg, să facem cumva radiatori, ceva, să facem... Dumneavoastră sunteți, dați o părere, o propunere, ceva, trebuie făcut. Deci m-am uitat, e dezastru, când te uiți să vezi bietul om că e învălit într-o pătură acolo, că stă 7 ore la rând. El o sta la rând. 7 ore, zice, că nu-i doctor la fost. Păi, a fost doctor, știu, când a venit, era ora 3 și domnul doctor nu vrea să colaboreze cu primăria. Nu vrea să colaboreze. În normal, domnul doctor a trebuit să-și aducă prieteni. Corect. El, dar lemnii, de-n fiecare an, eu, Luca Vasile, nu primar, eu, Luca Vasile, am dus lemnii la toate dispensarele fără să le iau un ban. Și anul ăsta. Stau lemnii neapă, nimeni le-au tăiat sau să-i bagă pe bani. Aici se poate face altceva. Da, mi se pare corect. Am văzut că lemnii s-a dus să le-au crăpat.
noi facem rostul și de lemn, niște lemn uscate să găsesc, dar e vorba cu soba, domnule, trebuie făcut ceva. Nu soba în fiecare an cu doamna Avram am curățat-o, în afară de anul trecut, când s-a dus doamna asistentă, la Tazlău a venit cu o persoană și a curățat. A funcționat cât a funcționat. Am înțeles că și femeia de serviciu a băgat niște lemne, mai nu știu cum, și a căzut o... Mă duc și fac și pichet, și chestia asta. Pe 1 februarie se expiră contractul cu domnul doctor, i-am făcut adresă să vină, nou venit, nu a plătit chiria, are datorii la noi vreo 30 de milioane, s-a dus contabil, și-a plătit lumina pe 2018, că nu putea să încheie așa, s-a plătit lumina și când s-a dus să-i dea o adiverență, 200 de lei. Dar ei luau, ce dacă e la primărie? 200 și contabil a plătit lumina, 800 de lei. Și nu vrea să vină să discut cu... Am înțeles că vrea să plece. Eu mâine ea pleacă. Nu e o bucurie că pleacă, că nu găsim doctor. Dar nu găsim doctor să vină, că nu vină. Am discutat la direcția să dați publică. Eu mâine trec chiar pe acolo să vă ce spune. Nu mi-a spus că nu. Eu am stat la discuții cu dumneavoastră. Dar nu mi-a spus că nu vrea să plece. I-am făcut apartamentul sus la ceva. Să-i schimb bucătăria că vrea să facă birou. I-am schimbat cu oameni, m-am dus. Curățenie. Acolo, aici? La rețetă. La rețetă. Da, duceți-vă zi și în apartament acum. Broaște de sărite de pe la ușă. Varul dat jos. Gresie crăpată. Zastru. Da, am înțeles că o la foc acolo. La părinte. La părinte. La părinte așa au rămas, m-au rugat doamna. Dar chiar să facem ceva pentru oameni, nu pentru medic. Medicul până la urmă vine și pleacă. Ce rugăminte aș mai avea pe eu? Să dezăpezești. Unde se poate face un loc de refugiu? Mai de o lamă, două. Să întâlnesc două mașini jur. Deci numai unii se poate face. M-am întâlnit chiar și eu și n-am avut unde. Trebuie să dau înapoi o grămadă. Cu gunoiul era problema, da. Le-am pus-o. Da. Cine mai dorește la discuție? Dacă nu declară chestia și chestia de astăzi... Nu, nu. Eu am luat cu noi tot pe tuș. Hai să mai discutăm. Deci, treaba este așa, care nu stă aici, v-am spus, așa, singura metodă care se poate face. Că nu îți dă, nu ai de unde să aduci o diverință că stai de asta, să faci, nu își faci mutația de noi, dacă îi trebuie la evidența populației, puneam el de la fată sau băieți. De ce? Fiindcă trebuie să aibă domiciliu stabil. Dar nu stă foarte mult. Trebuie să aibă viză flotată. 5 luni, 6 și pleacă la ea. Mai mult din nu știu cât nu știu în lege cum scrie. Nu știu cât o lună sau câte zile trebuie să... Dacă stă... Asta e legea. Ea figurează la noi, figurează la noi, nu figurează în altă parte. Dar nici măcar pentru care să plecați la liceu, măcar să fii scutiți la jumătate. Dar de la școală la frumoasă, la școală la schiță, sunt cremate de elevi. Asta ar însemna să mai duci. Dar asta stau acasă la părinți. Vorbesc de liceu. Dar este la școală. E bine, da, la școală, tot în cadrul comunei. Cu noi se face cu noi. Nu câți de cât trei, cât patru. Cu noi se face. Trebuie plătit cu noi care îl luăm din piața comunei Balcani. Dați altă soluție și așa o facem. Eu sunt de acord să plătească unul care se singura soluție să vină ăștia cu cântași, că nu ia cu noi om, să treacă pe ei. Dacă mi-e. Da, primul bani de acolo. Dacă faci un sunt, știi, da. La tombiroane, spune tombiroane. Cine duce cu noi acolo? Aia care zic că n-am cu noi. Dar nu plătește la tombiroane. Dacă nu duce la tombiroane. Ala trebuie plătit transportul și la stația de sortare. Eu aș avea o propunere referitor la firma de ridicare a gunoiului, cum îi rom prea. Și tu facem noi contract direct cu firma. Ce mai facem noi cu Adisul să treacă? Până la urmă, Adisul nu are niciun rol. E un fel de intermediat. Ca să iei așa la bandă. Păi ca să iei banii. Banii unii. Da, Adisul, noi suntem Adisul. Păi noi suntem. Care ați Adisul? La Adisul erau doi directori. Patru, cei nu știu cât stau. Noi suntem primari. Dar eu am plecat. Poate treaba asta de la eu plecat. Și dacă nu, disfințați la eu. A plecat de la noi primari, nu de la ei. De la noi primari, când am achitat la timp. Nu s-a achitat transportul, nu s-a achitat acolo, nu de la ei. Că Adisul, banii care i-au primit, nu a avut un să dea decât la ăștia. Au fost cu noi mai mult decât s-au... Și dumneavoastră credeți că dacă e la cântar, vine și îți cântărește cu noi cineva? Dar soluția, am zis de o soluție, că asta ar fi să la fiecare... Dacă plătești la tonă, mi se pare corect să mă împarți suma totală și să nu plătească fiecare de altă parte. Fiecare să plătească cât face. Cât produce, corect. Păi nu, ăla cu șase persoane. Nu faci gunoi cu tunul. Păi nu.
E corect să faci așa, dacă îl plătești la Bacău, la Tonă, și eu plătesc numai în funcție de cât fac. Dar așa o să fie ideea. Care mătură curtea și bagă bolovani în sac, să plătească dacă îi convine. Cutiile de unde știi? Tablă, pune în frumoasă, îi trobiești și îi pui la pernic. Sunt containeri pentru gunoi selectiv. Tabla la tablă. Păi asta e. E o inovație. Carton la carton. Păi nu așa fac. Pune și eu vale. Dar nu trebuie lucrat cu oamenii. Asta. Și atunci cine ridică cu noi din container plătește primăria. Containere sunt full la ora actuală. Cine plătește? Păi tot pe populație trebuie. Și la urmă. Deci tot. Același maker duce cu căruța și duce la container. Și când se dea gunoi, el nu mai are gunoi la container. Deci apă nu scrie la groapa de gunoi Popescu Ionescu. Comuna Balcani. 12 toni. Data de. Câte persoane sunt atâtea, împărțit la câtea persoane, bolătii. Dar haideți dacă mai sunt discuții. Dacă nu, declară închisă ședința de astăzi. Asta înseamnă că nu se poate închide. Cu timpul mai urmă? Nu se ședințele trecute. Cu ce? Un prețul per persoană. Da. Nu, acum rămas. Va fi jurător. Oameni care plătim noi. Acord, primăria. Bun. Noi împărțim pe persoană. Mai coincide ce am discutat. Luăm 4 lei și ceva persoane, iar diferența la sfârșit din primărie. Diferența noi din primărie. Da. Păi, nu știam în fiecare lume. Așa am fixat. Și noi lucrăm cu oamenii și dumneavoastră consilierii mai voi explicați-le. Păi, că e una când îi zice omul, bine, cade bine în fața camerii sau pe Facebook, că îți duci gunoiul la primărie, nu mi-l aduci mie, nu, și nu-l aduci nimeni la primărie. Dacă îți duc gunoiul la primărie, nu-i vinovat primarul. Noi oamenii suntem vinovați. Cu toții suntem. Și consilierii ar trebui, și primarul, și vicele, și dumneavoastră consilierii, vorbit cu oamenii să înțeleagă că ăsta e mersul trenului viitor. Dacă vrem ca în afară, să ne admiem, dar nu așa comportăm ca în afară. Nu cred că în afară nu plătești cu noi, nu plătești. Probabil că e mai scump la noi, dar până și se așează treburile, hai să încercăm să facem ceva cu toți. Nu dăm bine, ar mai fi primar. Primar. Nu primar în toate vinovat. Da. Dacă e primul, primar, nu ar fi ce cu.